Daniel, înaintea meciului cu Petrolul ai spus că cei de la Ploiești au găsit cheia succesului prin aducerea lui Nae Constantin. Ce spui despre cei de la Ucluj, care și ei au început bun de campionat față de ultimele sezoane? Da, aș putea spune la fel și de ei. S-au adus un antrenor bun care e obișnuit cu promovările, cu Liga 2, știe să-și facă un lot care să se bată pentru promovare. Se și vede lucrul acesta pentru că sunt bine în clasament, practică și un fotbal destul de bun, așa că o să ne aștepte din nou un meci foarte greu, cu o echipă de tradiție. Sperăm și noi să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să fim noi cei care vom lua cele 3 puncte. Totuși, în deplasare nu sunt la fel de periculoși, fiind pe locul 10 în clasamentul meciurilor din deplasare cei de la Ucluj. E un avantaj pentru... Da, nu știu dacă este un avantaj, pentru că fiecare meci are istoria lui. Dar fiind un derby și mai ales când joci în Ghencea cu Steaua, fiecare o să se motiveze și o să vină montați să câștige, să dea totul pe teren. Ne-am obișnuit cu lucrul acesta, iar noi trebuie să fim pregătiți, să dăm și noi totul, să avem atitudine, să ne dăruim la fel cum am făcut și la jocul cu Hermannstadt. Asta le-am spus și băieților, trebuie să jucăm la fel. Chiar dacă nu o să fie spectacol, până la urmă importante sunt punctele, mai ales acum pe finalul ăsta, pentru că avem nevoie de cele 3 puncte să stăm puțin mai liniștiți. Se va decide în mare parte participarea seriei în play-off după aceste 3 etape? Dacă le-am câștigat, dacă am câștigat toate cele 3 meciuri, cred că am fi acolo 90% în play-off, pentru că ar fi destul de greu să... Pentru că și celelalte echipe din spatele nostru joacă între ele și se mai pierd puncte. Da, eu zic că dacă am câștigat cele 3 meciuri care au mai rămas din acest an, am luat o opțiune serioasă pentru play-off. Mai poate fi ajunsă Petrolul sau se va da o luptă acolo în play-off pentru locurile 2-4 după victoria? La prima vedere se pare că s-au desprins de Pluton, dar nu se știe niciodată, pentru că și ei mai au meciuri de jucat și aseară cu Chiajna. N-a fost nicio diferență, ba chiar eu cred că putea și Chiajna să câștige, sau cel mai echitabil era un rezultat de la egalitate la cum s-a jucat. A fost și acea greșeală de arbitraj, o să spun, pentru că chiar dacă e un corner, din acel corner s-a luat gol. Dar până la urmă, dacă sunt pe primul loc și au diferența asta de puncte, nu putem să ne legăm de o eroare de arbitraj, sau înseamnă că merită și... Dar nu se știe niciodată, pentru că mai sunt meciuri grele, dacă pierd 2 meciuri la rând, se pot complica lucrurile și pentru ei. Steaua e neînvinsă în acest sezon pe teren propriu. O să-și menține invincibilitatea și după meciul cu Universitatea Cluj? Categoric. Noi asta ne dorim. Nu doar să rămânem invincibili, ne dorim foarte mult să câștigăm pentru a avea un final de an mai liniștit, cum a spus și Daniel, să câștigăm toate cele 3 meciuri și să fim cu un pas acolo în play-off, să avem o iarnă liniștită, să putem să pregătim cele 3 etape care au mai rămas și play-off-ul. Care crezi că sunt aturile stelei pentru confruntarea cu Universitatea Cluj? Aturile, forța echipei, grupul, terenul propriu, de ce nu, pentru că jucăm pe Ghencea. Avem destule aturi, acum sperăm să le valorificăm. În perspectiva play-off-ului, te sperie seria Petrolului, care are 12 meciuri la rând cu victorii? De ce să mă sperie? Am jucat cu ei, am simțit pe pielea noastră. Chiar ne-am dorit să mai jucăm 2 meciuri cu ei. De o lună se joacă fără spectatori. Cât de mult vă lipsesc fanii din tribună? Cred că noi aveam cam cea mai ridicată medie de spectatori acasă. Asta spune totul. Tu ai jucat la Ucluj în urmă cu 12 ani. Cum a fost pentru tine acea perioadă? Da, am promovat cu Ucluj în 2009, cred. Pentru mine a fost o perioadă bună. M-am simțit bine acolo. Nu a depins de mine rămânerea acolo, ci de cei din conducere, dar un șut în fund, un pas înainte, cum se spune. Acum sunt bine, sunt sănătos, ce a fost, a fost. Cum se pare Liga a doua, nivelul Ligii a doua? Este un nivel destul de ridicat. Drept dovadă, hai să privim în Cupa României câte echipe de Liga a doua au ajuns în fazele superioare și au făcut o figură frumoasă. Asta spune foarte multe. Daniel, voiam să întreb dacă finalul de carieră a lui Adi Popa seamănă cu finalul tău de final de carieră. Această perioadă seamănă cu a ta? După ce ai jucat la nivel înalt, ai ajuns în Liga 2 la o echipă de tradiție, ai promovat cu ea. Da, eu sper
să semene, pentru că da, eram mai tânăr atunci eu când m-am dus în Liga a doua. La început mi-a fost puțin mai greu, dar după câteva etape m-am acomodat și am făcut meciuri destul de bune. La Petrolul am avut evoluții bune în cei 3 ani în care am fost acolo și sper ca și Adi să aibă evoluții, să joace cât mai mult. Să aibă evoluții foarte bune. Adi, fostul tău coleg la Toplevici a spus că vrea să devină antrenor. Te gândești? Ți-ai dori acest lucru? Mă gândesc doar să fiu sănătos, să mai joc. După vedem ce se întâmplă.